2002, când am înființat RAF Racing, am mers un an de zile cu Subaru, dar era foarte la pregătit și cu siguranță n-avea nicio legătură cu față de ce e un Mitsubishi. Una peste alta, n-am înțeles nimica din anul ăla ce înseamnă mașină integrală. Am trecut pe două rozmotice, am stat 7 ani aici și am ajuns după un accident nasol să revin la o tracțiune integrală și datorată faptului că mi se părea o evoluție normală. Adică am luat două titluri la grupa A, chiar nu mai aveam ce să mai demonstrez acolo. Din nefericire s-a întâmplat ce s-a întâmplat anul ăsta, am trecut peste el cu bine, cu moralul sunt ok, n-am avut nicio problemă și o iau de la zero cu un alt sponsor, un alt manager, un alt copilot, un alt management și un sponsor foarte puternic și serios, care este Compania Națională Poșta Română. Ce obiectiv mai ai de la sezonul ăsta, având în vedere că intri pe final? Absolut niciunul, îmi doresc să termin toate raliurile cât mai sus în puncte. Este singurul nostru obiectiv. Și, bineînțeles, o acomodare cât mai bună cu mașina și rapidă, cât și cu Carmen. De regulă ascult de femei, dar nu am nevastă, acum va trebui să ascult și de ea. Și cred că va fi tot ok, am făcut teste, vom mai face și luni și marți teste cu mașina de curse. În principiu, suntem în grafic. Mașina e de grupa M? Da, e un Mitsubishi Evo 7 de grupa M, care a suferit o revizie totală profesionist făcută la Colina Motors. Sperăm să țină, sperăm să mă concentrez. Și cât mai sus în general, nu? Da, adică ăsta e obiectivul, bineînțeles, că și la ultimele mașini de la debutanți, știi? De care putea să-l bată pe Titis și pe... Da, tu ai obiectivul ăsta, okay, și când te dădeai la A, vreai neapărat să bași și integrale și aveai toate șansele. Da. Ai bătut absolut, destul de multe speciale pe asfalt, normal. Corect, foarte corect. Da. Bine, o să punem câteva întrebări și... Vă rog. Ai schimbat anul acesta mai mulți piloți. Da. Deja ai fost într-o mașină de grupa aia, Mitsubishi. Da. Atât de Bogdan. Da. Și mi-a plăcut senzația. Cred că oricui îi place mai mult senzația dintr-o mașină integrală decât o mașină cu două roți motrice. Mai ales pentru mine va fi mai ușor. Ce deci de reputația lui Adi Răscopa? Care de porecla lui? Dacă el a putut să depășească toate momentele grele care le-a avut, nu văd de ce eu n-aș putea să îi fiu alături. N-am nicio emoție și sunt optimistă, nu mi-e teamă de eventualele incidente care se pot întâmpla. Sunt riscuri pe care ni le asumăm toți care practicăm acest sport și sper doar să nu avem probleme. Hai să mai zic două vorbe despre... Mai... Te rog. Tot în acest proiect Poșta Română încercăm să cooptăm partenerii care sunt foarte mari ai Poștii Române. Aș vrea să amintesc aici parteneriatul cu OmniaSig, care s-a încheiat ieri și de care sunt foarte bucuros. Și sperăm pe viitor să fie cât mai mult și să avem un buget care să ne permită pentru anul să achiziționăm un Mitsubishi Evo 9 cu care să batem campionatul, de ce nu? E momentul să îmi permit să spun acest lucru. Noi îți dorim să găsești sponsorii care să poată să susțină un asemenea obiectiv. Tu, ca și pilot, toată lumea știe că ești capabil de așa ceva. Rămâne doar ca managerii tăi sau actualul tău manager să te ajute să duci la îndeplinire acest obiectiv. Noi abia te așteptăm pe probe așa cum te așteaptă absolut toți fanii. Toată lumea s-a bucurat când a auzit că te-ai întors înapoi și toată lumea a avut un fior. Pentru că ne-ai luat un pic așa prin surprindere că ai trecut direct pe o integrală. Noi nu știam chestia asta. Da, este operațiunea turbo, se cheamă. Da. Ținem neapărat să te felicităm în mod special pe tine, care te-ai dat la A și ai avut o evoluție foarte spectaculoasă. Și te urmărim, te susținem din toate punctele de vedere. Consider că este un act de curaj în special din partea ta să ai un copilot ca și Carmen, pentru că Carmen nu are o mare experiență. Chiar vreau să te întreb, cum de-ai ales-o pe ea? Ce motive sunt? Sunt motive care țin de management, parte de sponsorizare, de... Cum de-ai ajuns tu la Carmen? Carmen merge cu mine la antrenamente de lectori, are ocazia de vreo 2 ani de zile. Ne cunoaștem. Este o deosebit împătimită. Cred că e la fel ca și mine, viața e raliurile și
Am convingerea că în foarte, foarte scurt timp vom suda un echipaj aproape perfect. Dacă meseria de pilot la noi este semi-profesionistă, meseria de copilot chiar este profesionistă, în sensul că sunt piloți care asta fac, sunt piloți de meserie, copiloți de meserie care asta fac și pot oricând să schimbe orice echipaj, pot să meargă oricând cu orice fel de mașină. Copilotul contează extraordinar de mult într-un rezultat în general și te felicităm pentru faptul că îi dai ocazia unui tânăr debutant, pentru că este un debutant 100%, putem spune, în campionatul național de raliuri. Ea n-a mai luat startul niciodată într-o etapă de CRR. Am mai luat, da? Dar două etape de CRR. Bine, cu nu alături. Da, cu alt material de concurs. Noi știm că ai mers de două ori parcă anul ăsta. Da, te felicităm pentru faptul că ai ales această meserie, să-i spunem, că până la urmă când te-ai apucat de treaba asta, o să dai seama că nu mai ai timp și de altceva. Mi-am dat seama ca fan de mult timp că nu prea mai ai timp de altceva. Acum o să fie probabil și mai greu, dar din moment ce suntem pasionați, facem asta. Suntem convinși că o faci cu foarte mare plăcere. E greu și pentru noi să venim la toate etapele, dar minte pentru voi, voi țineți neapărat să veniți și mai și participați, adică și sunteți acolo în mașină. Bine, te felicităm încă o dată și pe tine pentru faptul că ai ales să continui, îi spun încă o dată, meseria asta de copilot și îți dorim multe realizări alături de Adi. La amândoi vă dorim un parcurs nemaipomenit pentru anul ăsta, iar la anul, Doamne ajută, titlul la general. Doamne, multă baftă!